Uitați cum arată bureții noi și uitați cum arată bureții vechi după 100 de ore de folosință. <laughs> la o zi după ce am desfăcut furca Fox Float și am lăsat-o la scurs, o să vă arăt care este cea mai mare problemă dacă nu vă faceți servisare la timp. În primul rând vreau să vă dau niște date. Cei de la Fox spun pe site-ul lor spun să faci servisarea la 30 de ore. 30 de ore, să spunem, dacă mergi cu 20 la oră, de deși nu mergi chiar cu 20 la oră, 30 de ore înseamnă 600 de km. Deci să spunem undeva între 500 și 700 de km oficial ar trebui să faci servisarea. Eu n-am făcut așa, furca era destul de nouă, am făcut-o la 1300 de km, deci aproape dublu intervalul care spuneau ei să-l faci. Dar e bine și așa și să vă arăt de ce am făcut-o, că am făcut-o aproape la limită. În primul rând vreau să vă arăt, așa arată, așa arată bureții un kit nou, pentru o furcă. Bureții care strâng mizeria de pe, de pe, brațe sunt albi. Haideți să vă arăt cum arată bureții care i-am scos eu din furcă. <laughs> Negri. Sunt uh, contaminați uh, ca toți dracii. Apoi, ăsta e uleiul care a mai ieșit dintr-un braț care s-a scurs. Vedeți? Contaminat. Dar problema majoră nu e că e contaminat. Uitați cantitatea. Nu mai e deloc era aproape uscată. Furca, dacă nu mergeți, mergeți în zone prăfuite, și asta a fost problema la mine, a mers în zone cu mult praf, praful acela ce, ce, ce rol are? Praful acela are rol să-ți distrugă furca și să spun cum, cum acționează. El, este, devine, el devine ca un burete absorbant. El strânge tot uleiul de pe brațe, și ați văzut, găsiți, găsiți mizerie. Se formează ca, un, ca o mâzgă, așa, care tot timpul o șterge și o aruncați. Acela e praf îmbibat cu ulei. El trage totul uleiul, tot trage, tot trage până îți sucă până -o sucă furca. Brațile acestea sunt din fabrică gândite, sunt, sunt proiectate cu o toleranță de 0,1-0,2 mm. Între părțile mișcare au o toleranță de 0,1-0,2 mm, cam pe acolo trebuie să fie. Ele sunt gândite ca tot timpul spațiul acela, care este piesele metalice care merg între coating și, și lowers, trebuie să fie tot timpul acoperit de o peliculă de, o peliculă de ulei. Pentru că altfel se merge metal pe metal și adio! Se polizează, se polișează brațele și sunt bune de aruncat la gunoi. Adică se distruge pur și simplu finish-ul, coating-ul. De ce trebuie tot timpul verificat? Pentru că uitați, chiar dacă nu mergeți, eu așa m-am gândit prima dată, măi, nu a mers prin umezeală, nu a mers prin mizerie mare, n-ar trebui să fie o problemă. A, put a fost o problemă chiar mai mare, pentru că lipsa umezelii și lipsa și praful care s-a strâns și prin toată prăfuraia care a mers, pur și simplu au uscat furca mult mai rău decât ar fi, ar fi și o putea distruge, dacă continuăm să merg așa, o putea distruge mult mai rău decât dacă aș fi mers prin moale. Deci, problema cea mai mare la o furcă din aceasta în, este că rămâne fără ulei. Uitați ce cantitate mică aici, nu cred că mai sunt 3, 3, 4, 3, 4 maxim mililitri. Iar el trebuia să aibă 30. Deci ar fi trebuit o cantitate mult mai mare de ulei să se scurgă. Asta e tot ce a mai rămas. Și acesta negru. Vedeți, nu e de glumă, dacă vreți să țineți cât mai mult, mai ales că furcile acestea ieftine nu sunt. Dacă vreți să le țineți cât mai mult și să, aveți, să trebuie să aveți grijă de ele și să respectați intervalele de servisare. Sau cel puțin mai verificați din când în când și completați uleiul. Pentru că sună ciudat, dar furca consumă ulei. <laughs> consumă mai mult decât uh, un motor din acela vechi stricat care <laughs> nu mai face ce trebuie. Over and out! Buh!